votul de încredere pe care mi l-ați acordat. Mă bucur că am reușit cele patru formațiuni politice să ne așezăm toți la o masă, să mergem mai departe pentru Râșnoveni. Asta înseamnă că în momentul în care ne-am pus patru formațiuni politice la o parte, am dat deoparte efectiv politicul și am luat în calcul dorința cetățeanului, dorința celor ce au votat cele patru partide. Sigla pe care noi am ales-o arată așa. Alianța, ca și denumire, se va numi Alianța Râșnov-Vâltău, ceea ce responsabilizează inclusiv cetățeanul care se va prezenta la vot. Ce înseamnă Alianța Râșnov-Vâltău? Este alianța cetățeanului de la Râșnov. Râșnovul este al cetățenilor, nu este al unei formațiuni politice. Atunci, de-aia am și ales să se numească așa. Prescurtat, arătă. Arătă. Dacă stăm să ne gândim, reprezintă artă, reprezintă profesionalism. În momentul în care am luat legătura cu celelalte partide, am simțit și sunt convins că vom avea o adevărată reușită la Râșnov. Pentru că, după cum bine știți, marea majoritate a proiectelor la nivel local se aprobă de către guvern. În momentul de față avem o guvernare PSD, avem o intrare prin colegii noștri și partenerii noștri de drum, prin domnul ministru pe linie de tinere și sport. Avem ministru la turism. Știm clar, Râșnovul este un oraș turistic, va trebui dus mai departe. Ceea ce s-a început la Râșnov, proiectele se pot continua fără doar și poate împreună cu colegii și aliații noștri. Deschiderea dânșilor ne avantajează și ne conferă în momentul de față un rezultat pozitiv. Mulțumesc și colegilor din presă care au venit alături. Nu pot să spun că începând de astăzi, după ce am bătut palma, o spun da și spun da, am semnat alianța, da, plecăm la drum împreună. Dacă până astăzi, că nu a fost semnată, am avut un moment de reținere, astăzi o spun cu toată puterea, vom reuși la Râșnov. Încă o dată mulțumesc domnului președinte Borza. Domnului președinte Nămescu, pe lângă președinte și foarte bun prieten al meu, drumul politică mi l-am început alături de dânsul și țin să-i mulțumesc din tot sufletul. Domnul președinte și ministru, îi mulțumesc din nou pentru alegerea făcută. Sunt 100% convins că prin candidatura mea nu am să dezamăgesc nici cetățenii, nici partidele politice care au venit alături de mine pentru a mă susține în acest proiect. Mulțumesc domnului Popescu, un partid de Râșnov, un partid care a reușit după o lună de zile de campanie să scoată un rezultat la Râșnov printr-un consilier local. Asta înseamnă mult. Înseamnă că cetățenii își doresc altceva. Au votat Partidul Mișcarea Social-Liberală. Peste cei 300 de oameni care au votat acest partid, sunt sigur că vor veni alături de noi. Încă o dată, vă spun faptul că, dând politicul la o parte, vom munci în slujba cetățeanului. Mulțumesc!